că romanii antici se luptau cu triburile germanice care populau Europa la începuturile istoriei. Pe teritoriul locuit astăzi de urmașii germanilor antici, este vorba de centrul Europei, aveau loc războaie, apăreau și dispăreau state, se înălțau orașe, catedrale, castele, adevărate minuni ale lumii. Printre locurile istorice ale Germaniei, un loc deosebit îl ocupă templele gotice. Bisericile gotice se înălțau peste castele mici, simbolizând avântul spre cer, către Dumnezeu. Înălțimea turnurilor celebrei catedrale din Köln este de 157 de metri. Construcția celei mai mărețe și mai splendide catedrale a început în secolul al XIII-lea și a fost finisată abia la sfârșitul secolului XIX. În secolul XIX, Bavaria, landul care intră în componența Germaniei moderne, se înființa ca regat aparte. Când în anul 1864 rege al Bavariei a devenit Ludovic al II-lea, un visător și un romantic în vârstă de 18 ani, el și-a pus în gând să-și realizeze visul, și anume să înalțe în munți niște castele de basm, asemănătoare cu decorațiile executate pentru opera prietenului său, compozitorul Richard Wagner. Cel mai frumos dintre castele, Neuschwanstein, în traducere Noua stâncă a lebedelor, a fost înălțat pe ruinile cetății urmașilor regelui, cavalier din semința Schwangau, fiind închinat lui Lohengrin, cavalierul lebede din opera cu același nume de Wagner. Când privim peste orașele germane moderne, curate, îngrijite, aproape ca niște jucării, este greu de crezut că acum câteva decenii în urmă, aproape întreaga Germanie zăcea în ruine. În anul 1945, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, declanșat de Germania, în timpul bombardamentelor, aproape că au fost șterse de pe fața pământului numeroase orașe germane, printre care Dresda și Hamburg. A fost luat cu asalt și distrus orașul Berlin. Germania a fost în stare să renască din ruine, să-și restaureze multe dintre capodoperile distruse și mai ales să tragă învățăminte din trecutul apropiat. Războiul este un rău oribil care distruge tot ce e frumos și duce la pierzanie tot ce este viu.